cine a fost? Ce, cine, de fapt, cred că nici nu am întrebat bine cine au fost, ci cine sunt. Da. Deci, Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril fac parte din soborul Sfinților Arhangheli ai Domnului Dumnezeului nostru, Domnul Savaot, Domnul Dumnezeu Mântuitorul Iisus Hristos, deci cuvântul întrupat, care este și sub vremi și mai înainte de toți vecii, și face parte, deci soborul Arhanghelilor face parte din ierarhiile cerești din ultima triadă. De exemplu, în momentul de față, de ce sunt în evidență lucrați sau de ce au o sărbătoare aparte Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril? Pentru că ei sunt voievozi ai oștirilor cerești. Unul are puterea cuvântătoare sau Gavril, bărbat cuvântător, și celălalt Mihail, putere îngerească, deci cel care stăpânește cerurile. Ei sunt duhuri slujitoare în slujba lui Dumnezeu și rolul lor este unul singur, de a împlini porunci dumnezeiești. Pentru a înțelege acest lucru, trebuie să ne aducem aminte doar de câteva lucruri simple. Îl găsim pe Arhanghelul Mihail întâi stăvilind căderea îngerilor. Când diavolul l-a auzit pe Dumnezeu vorbind în sfatul Sfintei Treimi, pe cel vechi de zile, despre lucrul dumnezeiești, s-a supărat în sinea lui în calitate de creație. Și a zis, cu cine vorbește Dumnezeu și eu nu sunt de față? Și atunci, în clipa respectivă, s-a răzvrătit Lucifer, îi spune Isaia, o stea de dimineață care ai târât cu coada ta a treia parte din stelele cerului, sau o fecior al dimineții, cum ai căzut tu din cer, sau spune Mântuitorul Iisus Hristos, prin cuvântul psalmilor, avem și la psalmi, dar și în cuvântul Mântuitorului, am văzut pe Satana ca un fulger căzând din cer. De ce? Chiar în sfatul Tatălui. Și spune așa Satana, îmi voi pune, când era heruvim, îmi voi pune tronul meu deasupra munților de mează noapte și voi fi deasupra celui prea înalt. Sfântul Vasile, în molifta, în molifta sa de exorcizare, spune așa, ți-ai încordat oarecând grumazul prin neascultare, diavol făcându-te și târând cu tine pe toți cei care, ascultându-te, s-au dus în întunericul iadului, adică ceilalți îngeri care n-au ascultat. Și atunci Dumnezeu l-a trimis pe Arhanghelul Mihail să stăvilească căderea. Și Sfântul Arhanghel Mihail a spus să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Și cei care au întors ochii spre Dumnezeu au rămas îngeri luminați și cei care s-au dus cu ochii spre Arhanghel, care se răzvrătea împotriva Dumnezeu, au căzut ca diavolul întunecat. Adică aici ar trebui înțeles că diavolul nu este creația voinței dumnezești, a mâinilor lui Dumnezeu, a iubirii dumnezești și a lucrării lui creatoare. Diavolul are și el aseitatea păcatului în sine. S-a făcut diavol prin propria putere de neascultare. Deci, nu Dumnezeu l-a creat demon, el a fost înger luminat. Și atunci, spune Gheorghe Chedrinos în Hronograf, că ar fi căzut atâția demoni încât 40 de zile și 40 de nopți, așa cum cad fulgi de zăpadă când viscolește, așa era de mare căderea îngerilor neascultători din cer. Și atunci Dumnezeu a oprit această cădere, dar ne-a spus prin Duhul Sfânt la psalmi că toate aceste căderi îngerești trebuie completate cu sufletele dreptilor care se mântuiesc și merg în împărăția lui Dumnezeu. Noi găsim în literatura noastră universală, bisericească, tipică, spirituală, următoarea chestiune, că dacă lumea va fi rea, sfârșitul lumii va veni mai aproape, că dacă lumea nu se va îndrepta, sfârșitul lumii va veni mai curând, din contra, va dura mai mult. Pentru că neavând suflete ale dreptilor, ca să completeze ceata celor căzuți, lumea nu se poate sfârși. Când ultimul drept care trebuie să umple împărăția lui Dumnezeu s-a mântuit, toți ceilalți, lumea se sfârșește. Și o să spuneți așa, păi da, pruncii ce sunt vinovați? Păi nu. Pruncii în preștiința al Dumnezeu sunt numărați cei care sunt curați
și ei deja fac parte, dacă se apropie clipa maximă, adică clipa venirii apocaliptice a semnului dumnezeiesc, a glasului arhanghelului. Deci intră și ei la numărătoare, pentru că spune în Scriptură, nu toți ne vom schimba, nu toți vom muri, dar toți ne vom schimba și într-o clipeală de ochi vom fi la judecată. Și atunci ce prorocie să faci tu despre apocalipsă, când cât noi am clipit din ochi deja judecata și apocalipsa este pe norii cerului? Deci e indiscutabil minți omenești. De aceea avem această mărturie în Sfânta Scriptură care ne spune foarte clar, negru pe alb, de ceasul acela nu știu nici îngerii, nu știe nici Fiul, de ce? Că era sub vrem, dar nu poate ști nici voința Tatălui, pentru că El, chiar dacă este de o ființă cu Tatăl, Tatăl decide aceasta, nu prin ierarhizare, că eu și Tatăl una suntem. Cele ce Tatăl le face și Fiul tocmai le face. Dar momentul declanșator este glasul Tatălui. Și pentru că El era suverem pe pământ, n-avea de unde să știe porunca Tatălui Divină din cer, decât în momentul când este în sfatul treimii și fiind lucrat planul de mântuire și El fiind în chip de rob, ca să-L ducă pe om la starea din tâi, n-avea acces la această informație, dar nu din punctul ăsta se pune problema. Se pune problema că atunci când Dumnezeu voiește, toate se împlinesc. Scurt, le poate toate câte le vrea. Dogmatica Sfântului Ioan Damaschinu. Și în momentul acela are loc apocalipsa. Ce spune David în psalmi, profetul? Pliniva căderi, zdrobiva capetele multora pe pământ. Și iarăși în epistolă, chemava cerul de sus și pământul de jos să aleagă pe aleșii săi. Într-o clipeală de ochi toate vor fi la judecată. Și cele cerești, adică îngerii, și cele pământești, oamenii, și cele de desubt, morții veacului, și suflet, și duhurile întunecate, și ele vin la judecată. De ce? Pentru că avem două explicațiuni. Odată se judecă sufletul pentru greșelile făcute când stătea în trup, dacă sufletul între timp poate fi scos printr-o rugăciune a bisericii, prin evlavia celor de după ce a repausat, prin faptele bune care se vor mai putea face, atunci sufletul respectiv poate primi ușurare. Avem patericul plin de asemenea exemple. Unii chiar pot lua de râdere și spune, da, mă duc eu să-i dau lui Dumnezeu cu o livioară dulce ca să scoată un suflet din iad. Nu, numărul boabilor de grâu din colivă este numărul celor drepți din neamul tău până la Adam. Reprezintă cu totul altceva. Sunt sufletele drepților care sunt în mâna lui Dumnezeu. Și când le leagănă la veșnica pomenire, arată că Dumnezeu ține veșnic lumea în mâini și o gestionează. Asta înseamnă nu că tu ai dat coliva cu nucă sau cu zahăr sau fără nucă. Numai boabile fierte. Sfântul Toader așa ne arată când vorbim noi de moșii de iarnă, când s-a arătat că s-au spurcat jertfele, mâncarea în magazine, în băcănii cu jertfe idolești, a spus oamenii să mănânce doar grâu fiert, ca aceea îi va curăți. Și așa a luat ființă coliva în Biserica Ortodoxă, nu e o invenție. Și mergem mai departe, în momentul în care se trezește și trupul, dacă sufletul a luat o sândă, merge să pătimească și el pentru că l-a chinuit pe suflet, dar de data aceasta se chinuiesc și dracii care l-au chinuit pe suflet și pe trup. Acum intră și ei în munci. Cât suntem până la Apocalipsă, diavolii nu suportă muncile veșnice. De-abia de la Apocalipsă înainte și ei vor trece în muncire veșnică ca și sufletele celor pe care le chinuiesc. Deci asta arată Efrem Siru și dogmatica episcopului Silvestru de Canev, dogmatica ortodoxă. Despre apocalipsă, despre parusie, despre teologia esatologică particulară, teologia esatologică universală, ce va fi după a doua venire. Am explicat lucrul ăsta ca să înțelegeți rolul arhanghelului Mihail. El în același timp mai are niște misiuni. Îl mai găsim odată într-o vale a Ierusalimului, când Balac vrăjitorul vroia să se ducă să blasteme pe Israel. Mihail s-a pus cu sabia în fața măgăriței vrăjitorului Balac și măgărița n-a mai vrut să treacă. Și o bătea ăsta de nebunea. Și la un moment dat măgarul s-a întors către el și a zis: nebune, tu nu vezi îngerul, cum să trec de el? Nu vezi că stă cu sabia în fața ta și nu-ți dă voie să treci? Tu greșești ceea ce faci. I-a vorbit măgarul în chip de om. Vrăjitorul s-a speriat,
s-a dat jos de pe măgăriță, s-a dus în valea unde era poporul lui Iuda, seminția lui Iuda, și a spus așa: sceptru din Iacov și stea din Iuda, și a binecuvântat poporul Israel în loc să-l blasteme.